Când ești ministru, ești de serviciu în acel minister. Te duci de dimineață, mai pleci că mai e un alt subiect pe care trebuie să-l rezolvi, te întorci, câteodată te întorci. Nu semnează nimeni de fiecare dată. Procurorul trebuie să dovedească că s-a întâlnit urmea cu Anastasia, cu geanta. Trebuie să dovedească lucrul ăsta în momentul în care o acuză. Asta încep să spun. El nu are nicio dovadă. Urma banilor, după părerea mea, urma banilor. Vedeți că sunteți acuzată în ăla acolo, că așa scrie. Așa scrie. Dumneavoastră vorbiți ce nu știți, îmi pare rău. Surse.ro. Da. Vedeți ce vreau să spuneți că sunteți nevinovată. Deci aveți prezumția de nevinovăție. De ce nu spune și doar cineva? Încă o dată vă spun și spun răspicat. În viața mea n-am luat un creion de la cineva sau un leu. Nici n-am condiționat, nici n-am cerut și nici n-am luat. Atunci despre ce vorbiți? Despre ceva care am citit. Vorbiți prea des despre lucruri pe care nu le știți. Doamnă dragă, am citit. Și nici nu o să plătiți, nici dumneavoastră, nici nimeni. Am citit despre dumneavoastră, dosarul Microsoft. Puteriște procurori. Niciodată nu o să poată dovedi nimeni că eu am luat vreodată ceva de la cineva. Procurorii respectiv de ce au scris de dumneavoastră? Încă o dată, subiectul nu era acesta, pentru că eu nu vreau să discut despre subiectul acesta. Păi nu discutăm despre vinovăție și nevinovăție. Da, cei care au abilitarea, în speță judecătorii, magistrații, trebuie să dovedească. Asta spun și eu, trebuie să dovedească ei că Udrea a fost acolo. A, când e vorba de Udrea, nu e așa. Nu, n-am spus, eu n-am amuzat pe nimeni. Numai că dumneavoastră faceți acuzații la adresa altora, face apărere, doamna Udrea.